Salut, numele meu este Dorin Daniel, am 38 de ani, lucrez în marketing. Am decis să urmez cursurile de scenaristică ale lui Vlad, după ce, într-un anumit context, a trebuit să scriu o povestire. Povestire care a apărut și a plăcut pentru prieteni și colegi. Și atunci mi-am zis, hai să vedem oarecum ar arăta ca și scenariu de film. La cursul de scenaristică am învățat cum să pun această povestire, să o transpun, să zic așa, într-un scenariu. Am învățat cum să utilizez tehnici specifice astfel încât să o fac cât mai interesantă și plină de suspans. Și de asemenea am învățat cum se pune în pagină un scenariu astfel încât să poată fi utilizat de către un regizor. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am folosit ca și exemple multe scurtmetraje și fragmente din filme cunoscute, în care am identificat diverse tipuri de scenarii, diversi pași din scenariu pe care și care ne-a ajutat foarte mult.